Valentina, cum vezi tu, de exemplu, alimentația ca factor terapeutic? Adică dacă tu crezi că are un rol în vindecare, ceea ce mâncăm? Nu, să facă fiecare, deci pe noi Dumnezeu, eu așa am văzut omul. Dumnezeu când ne-a dat pe pământ ne-a pus exact tot ce ne trebuie. La fiecare din noi ne-a dat ochii fizici să ne vedem pe noi, să ne vedem semenii. Ne-a lăsat urechi să auzim și să auzim ce spunem. Ne-a lăsat suflet unde fiecare avem în mod egal bunătate, răutate, iubire și credință. Astea nu se învață, să trăiesc și radiază în culori. Și la fiecare în parte, după harul care este și programul pe stratul violet, ne-a lăsat minte. Ne-a lăsat la fiecare minte să fim liber arbitru. Și dacă ție, Ionică, îți priește să mănânci rădăcinoasă, mănâncă. Când ți-o fi gustul de altceva, mănâncă altceva. Dar nu văd eu, când un om este bolnav de cancer, să mănânce crudități, el și așa este anemic, atunci când mănâncă crudități, ce e el din crudități? Nu. Dar să facă fiecare, eu nu pot recomanda omului să facă foame, nici să bea apă, nici urină. Nu. E liber arbitru. Ce îi priește? Organismul nostru cere ce îi trebuie. Eu am un simț al meu. Ce aș vrea eu, îmi cere așa sufletul, parcă simt nevoia că trebuie să mănânc aia, să beau aia, să dorm sau să merg în locul ăla. Eu mă cheamă ceva dinăuntru meu. Eu cred că la tot omul Dumnezeu lăsa tot la fel. Este foarte bine câte un post de ăsta să-l mai faci, dar nu într-una. Dar, domnii mei, eu n-am venit să vă dau lecții. Fiecare face după mintea lui, liber arbitru. Știi că Popa Valeriu, Dumnezeu să-l ierte, el vindeca cu ajutorul postului și a terapiei prin alimente. Spui chedică la limbă, nu vindecă nimeni de pe pământ, ajută. Dumnezeu vindecă. Prin intermediari. Noi suntem ca niște unelte. Ajutăm, dar nu vindecă nimeni. În drum, așa este. Mulțumesc că m-ai corectat. Grig, păi? Nu este, eu. Dar eu rămas umbra. Trei ore umbra rămâne intact. Și după aceea 6 luni. Mai șteasă. Păi nu puteți pleca și să plecăm până nu vine, ca să facă Belferul încheierea. Păi, domnii mei, după discuția cu mine, e drept că rămâneți amestiți ca mușca dată cu frit. Ce să vă fac? Valentina, Grig, da? L-am întrebat, ai mai primit un bilet? Le spun la... În care spune așa, nu ai... Dacă stați aici până la trenul de 10 după amiază care pleacă la Iași, să vă răspund la toate. Și vă spun și hârbuielile și ce vă trebuie. Eu mă grăbesc, dar mă grăbesc încet, că s-a dus primul tren. Da? Nu un pic. Deci l-am întrebat, i-am arătat lui Grig un bilețel care l-a ținut acum și care spune așa, nu ai spus cum îl simți pe Grig. Și l-am întrebat, Grig, ești de acord? Și Grig, să vie! Eu n-am nimic împotrivă. Îi număr și firile de păr. Bine. Acum în sală, ați pus o întrebare. Acolo cine va reuși să ajungă și când va veni clipa și ceasul, că toate se împlinesc atunci când vine ceasul. Dacă va reuși și avea libertatea și nu va fi împiedicat să ajungă la acele butoane, va fi bine, dar dacă va ajunge, noi peste 100 și ceva de ani nu va mai fi România. Va fi un mare heleșteu de apă aici. Valentina, noi îți mulțumim acum pe moment și o să întrerup. Îi mulțumim lui Dumnezeu. Nu mai lui. Și o să întrerupem un pic ca să facem anunțurile. O să rog cei care trebuie să facă anunțurile. Vă rog să vă ascultați graiul. Iar să duc culorile. Vă mulțumesc tare mult de primirea călduroasă.
Și dacă mai măcară domnii pe la București, eu vin cu drag întotdeauna. Și acum am plecat, că ieri a fost o zi plină la cabinet, astăzi la fel.